Nu există nicio scuză pentru ca cineva să ia poziția că nu mai este adevăr care să fie dezvăluit și că toate expunerile noastre din Scriptură sunt fără eroare. Faptul că anumite doctrine au fost păstrate de mulți ani ca adevăr nu este o dovadă că ideile noastre sunt infailibile. Vârsta nu va face eroare de adevăr, iar adevărul își poate permite să fie corect. Nici o doctrină adevărată nu va pierde nimic prin investigații atente. Când a fost răstignit Iahușua? Răspunsul dumneavoastră este probabil vineri. Ok, dar dați câteva detalii. Spuneți mai multe. Ei bine, Iahușua a mâncat ultima cină cu ucenicii săi joi seara. El a fost răstignit la ora 9 dimineața, vineri, și a murit la ora 3 după amiaza. Bun răspuns! Acesta este punctul de vedere cel mai frecvent care a avut loc în săptămâna patimilor. Este posibil să fi răspuns, el a fost răstignit miercuri. Credința că Iahușua a fost răstignit miercuri se bazează pe una dintre cele două premise. 1. Că cele trei perioade de 24 de ore au fost necesare pentru a împlini profeția din Matei 12 cu 40, fiindcă Iona a fost 3 zile și 3 nopți în burta balenei, așa va fi și fiul omului 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Și 2. Paștele din 14 Nisan, calculat pe calendarul lunii solar, a căzut într-o miercuri pe calendarul iulian, 31. Iahușua a fost răstignit în a șasea zi a săptămânii la Paște. Acest lucru este clar descris în Ioan 19 cu 31. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluiere picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Acesta stabilește că răstignirea a avut loc în a șasea zi a săptămânii. Evreii nu le-au numit zilele săptămânii, le-au numerotat. Singurele două zile ale săptămânii numite au fost a șasea zi pregătirea și a șaptea zi sabatul. Este un fapt că Iahușua a fost răstignit la Paște, dar ce înseamnă ziua sabatului a fost o zi mare? Acestea sunt sărbătorile lui Iahua, adunări sfinte pe care le veți proclama în timpul lor. În a 14-a zi a primei luni, la sfârșitul zilei, este Paștele lui Iahua și în a 15-a zi a aceleiași luni este sărbătoarea azimilor pentru Iahua. 7 zile trebuie să mâncați azim. În prima zi veți avea o adunare sfântă, să nu faceți nicio lucrare de slugă în ea. Amintiți-vă, când lunile au început cu prima apariție a lunii noi și apoi au numărat cele 6 zile lucrătoare până la sabatul următor, în a 8-a lunii, al 15-lea a fost și un sabat de ziua 7-a, 8 plus 7 egal 15. Dintre cele 7 sabate suplimentare extrase din Levitic 23, 3 dintre ele au căzut întotdeauna în sabatul zilei a 7-a, iar sabatele erau numite sabate mari. Ioan 19 cu 31 este important și pentru un alt motiv. Arată că Iahușua, ca marele preot antitipic, a împlinit toate tipurile pe care le-a adus în slujba sanctuarului. El a fost răstignit în timpul sacrificiului de dimineață, în ziua Paștelui, 9 dimineață, și a murit chiar în timpul sacrificiului de seară, la 3 după amiaza. El s-a odihnit în mormânt peste sabat, care era de asemenea un sabat mare, pentru că a fost prima zi a sărbătorii praznicului azimilor și a fost înviat la viață în zori în prima zi a săptămânii, care a împlinit Leviticul 23 de la 9 la 11. Și Iahua i-a vorbit lui Moise spunând, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când veți intra în țara pe care vă dau și veți secera secerișul ei, atunci veți aduce un snop de primăvară din secerișul tău pentru preot și să-l lege înaintea lui Iahua ca să fie primit pentru voi. A doua zi, după sabat, preotul să-l lege într-o parte și în alta.
Paștele, după cum este scris în Leviticul 23:5, a căzut întotdeauna la data de 14 a lunii, a șasea zi a săptămânii și a zilei de pregătire. Prima zi de pâine nedospită a fost întotdeauna a șaptea zi, sabatul, și snopul de legănat reprezenta învierea lui Iahușua, a fost întotdeauna oferite Domnului în a doua zi a sărbătorii, praznicului azimilor, care a fost întotdeauna prima zi a săptămânii. În Hristos Lumina Lumii se face această confirmare. Necaz părea că se îngrămădește peste necaz. În a șasea zi a săptămânii îl văzuseră pe învățătorul lor murind. În ziua întâi a săptămânii următoare s-au văzut lipsiți de trupul lui și mai erau și acuzați că l-au furat ca să-i înșele pe oameni. Iahușua, ca marele miel antitipic, a împlinit toate tipurile slujbei din sanctuar, așa cum este scris în Leviticul 23. În ziua a 14-a, a șasea zi a săptămânii, el a fost răstignit. El s-a odihnit în mormânt în sabatul zilei a șaptea, care a căzut întotdeauna pe 15, și a fost înviat în ziua a 16-a, prima zi a săptămânii, când primul snop cu primele roade a fost legănat înaintea lui Yahua. Motivul pentru care este atât de important să înțelegem este că aici, mai mult decât în orice alt loc, există dovada că ciclul săptămânilor calendaristice biblice, calendarul lunii solar, nu coincide cu ciclul succesiv continuu de săptămâni din calendarul iulian sau gregorian. Prima tranșă de lucrări din colecția Grisa Madonna a fost confuză din cauza concentrării atenției în calcularea datei răstignirii. Am crezut că s-a dat mai multă atenție zilei ispășirii din 1844. În aproximativ 3000 de pagini, cea mai mare parte a colecției, o parte semnificativă a acesteia, se referă la data răstignirii. De ce? Datorită faptului că data răstignirii este cea care stă la baza tuturor celorlalte date ale profeției de 2300 de zile. Au existat 3 decrete pentru restaurarea și construirea Ierusalimului. Numai unul dintre ei, al treilea, în 457, înaintea lui Iahușua, a ajuns la viața lui Iahușua. Profeția celor 2300 de zile este, de fapt, doar o ecuație matematică. Din 2300 scazi 457 și răspunsul este anul 1843, data originală. William Miller credea că Iahușua se va întoarce. Apoi, un an trebuie să fie adăugat pentru că nu există un an, ceea ce mileriții nu au luat în considerare inițial. Ecuația profeției arată astfel: 2300 minus 457 plus 1 egal 1844. Cele 70 de săptămâni, 490 de ani, descriu precis anul 31, care este anul răstignirii lui Iahușua.